Deci atunci să plăci? Nu poate fi de așa zise specializare. Pentru că se vorbesc zeci de instituții și organizații care spună organizați un curs de mesucete. Bun, ba, nu știu. Nu știu. Poate să vă răspundeți, nu? Mă spun. Vă mulțumesc, extrem de interesantă întrebare, este exact direcția pe care o urmărește și Consiliul de Mediere și urmă este și dificil, mai ales dacă ai un domeniu de expertiză mai larg. Poate și practician în insolvență și avocat și arbitru și nu știu, încă ceva. Ei, cum îți cum quantifici, cum îți exprimi expertiza dintr-un domeniu, fără ca expertiza respectivă să interfereze cu expertiza din alt domeniu. Evident că aceste lucruri nu sunt de actualitate acum, evident, așa cum am spus, profesia de mediator este vocațională și reputațională, cu siguranță. Și fiecare în funcție de proprie implicare va fi acolo unde va considera. Mulțumesc. Mai avem o întrebare din și obligați. Da. Vă mulțumesc. Poftiți. Bună ziua, mulțumesc pentru informații. Consilier pe mediere la una de societățile de asigurări bursare. Am două întrebări cu caracter tehnic vis-a-vis de faptul că subținez toate cele indicații de la mediere care sunt adresate societății. Am primit indicații la mediere fără a fi specificat obiectul medierii. În condițiile în care societatea noastră poate are de clienți și este absolut imposibil să identificăm după nume care ar putea să fie obiectul ședinței la care vom participa. Mediatorul ne comunică că este ținut de secretul profesional. Vă rog să-mi spuneți dacă suntem în interiorul dispozițiilor legale, legea 192, sau cumva o interpretăm în mod diferit? Da, e foarte interesantă întrebarea. Acum, pentru a face o glumă, cu siguranță, în momentul în care societatea de asigurări este invitată, nu este pentru divorț sau credințare din urmă. Asta ca întrebarea noastră este firească și este justificată. Este obligatoriu ca în acele invitații să se specifice obiectul. Dar când ne referim la obiect, nu înseamnă că există obligația de a trece dosarul, numărul, din data de din anul cu tare aflat pe rolul instanței, nu știu care, cu termen de judecată în data nu știu care. Obiectul poate fi prezentat succint, ceva de genul, pretenții financiare. Un obiect generic. Nu un obiect special cu o referire și o transmitere specială. Iar cu privire la soluționarea de către dumneavoastră în cadrul societății de asigurări, mă bucură să aud că sunt astfel de invitații la mediere. Asta vreau să vă spun. Și pentru clarificări cu privire la ce trebuie să cuprindă o astfel de invitație și ce trebuie să respecte mediatorii respectivi, vă invit cu toată deschiderea, în măsura în care considerați că unele lucruri sunt necesare pentru a fi calificate. Într-una din zile, când programul nostru permite, să vă întâlniți cu mine sau cu oricare dintre colegii mei din Consiliul de Mediere sau cu departamentul juridic din Consiliul de Mediere, pentru a putea ca noi să vă venim în întâlnire cu niște chestiuni minimale care sunt necesare a fi trecute în fiecare invitație în parte sau alte aspecte de interes. Condițiile astea cred că a doua întrebare nu mai înțeles pentru că era în aceeași linie de tipă. De ce este important obiectul? Pentru că mediatorul îmi solicită să primim un reprezentant cu puteri de dispoziție. Și prin asta în procura pe care urmează să o respectiv în mandatul pe care urmează să-l acordați, va trebui să fie specific pentru anumite situații. Da. La asta vă referiți. Da. Și vă înțeleg că. Da. Da. Toate aceste aspecte se lucrează în certificatul de informare, care, în condițiile care nu este conform cerului de indicație de mediere, nu este favorabil în instanță. Da. Vă mulțumesc.
Vă stăm la dispoziție pentru detalii. O ultimă întrebare. Aici în față, Da, este poate cea mai importantă întrebare pentru noi, mediatorii. Nu există la acest moment informații pe această temă. Cum că s-ar putea amâna termenul de intrare în vigoare, dar așa cum știți, există două proiecte de modificare a legii, cu care noi ne umplem timpul liber sau timpul mai puțin liber. Este un proiect de lege care solicită amânarea și începând cu data de 1 septembrie se intre în vigoare mai puțin pe partea de penal, unde nu se dorește, care în vigoare și un alt proiect de lege care se referă la cei mediatori publici, unde se face clar tot ce înseamnă procedura medie, principiile medierii și se vine cu o variantă cum să reușim noi să punem un mediator pe care îl controlăm. Acum, punctele necesare, mediator angajat la stat, care să fie și neutru și imparțial angajat la stat și să medieze disputele statului cu alte instituții. Adică e înfiorător ce aud și ce văd în această calitate. Numărul 1, nu se cunoaște ce e aia mediere. Vă spun ce mai simplu lucru. O persoană care nu cunoaște ce e aia mediere, tot din perspectiva mea de un consiliu de mediere, vă spun că ar fi bine să nu se apuce să facă proiecte de modificare a legii medierii, dacă nu înțelege cu ce se mănâncă mediere. Adică eu nu am dorința de a modifica fizica cuantică la momentul acesta. Sigur, deci un instrument, acela legislativ, pot modifica orice, inclusiv legile lumii, da? Și unitate și asta este. Nu am cunoștință despre un termen de amânare. Și nici nu au fost discuții pe această temă între Consiliul de Mediere și alte instituții. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim frumos de noi, chiar consider că a fost foarte punctual clarificate anumite situații. Mulțumesc pentru participare, pe așteptăm și eu.